Cel puțin oficial, microhidrocentrala de pe râul Moldova nu funcționează de mai bine de un an, din luna iunie a anului trecut. De vină ar fi turbinele obiectivului, care ba necesită revizie tehnică și reparație în cazul uneia dintre cele două, ba ar fi avariate ambele, fapt pentru care trebuie reparate. Deși s-a încercat acest lucru în regie proprie, turbinele trebuie să ajungă în Franța, acolo unde vor fi revizuite și reparate contra sumei estimative de 140.000 de euro. Se vorbește despre trimiterea lor peste hotare de luni bune, timp în care s-a efectuat și achiziția contractului cu firma Construcții Hidrotehnice SA, cea care s-a ocupat de construcția obiectivului la Roman și care, conform reprezentanților primăriei Roman, va media contractul privind serviciile oferite de firma din Franța. Nu sunt încă în Franța, pentru că noi așteptăm să ne dea acceptul producătorul de acolo să le trimite. Pentru că altfel, dacă nu lucrează, au fost perioade de concediu și au zis le vom trimite atunci când ne vor da ok. Stăm și sperăm din moment în moment să primim acceptul lor pentru a le trimite. Maxim o lună la ei. Turbinele trebuie să treacă prin etape complexe de reparații, de la curățarea cuvelor de aluviuni și resturi vegetale, înlocuirea pieselor pentru generator, până la conectarea legăturilor electrice, pneumatice, hidraulice și de ungere a ansamblelor hidrogeneratoare, probe și punere în funcție. În lunile cât a funcționat din anul 2021, microhidrocentrala de pe râul Moldova ar fi produs energie de circa 28.000 de euro, conform informațiilor furnizate de reprezentanții administrației locale.